Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Concurenții de la America Express, Drumul Aurului, au trăit momente de groază și au auzit împușcături. Am auzit împușcături afară, a povestit Doina Teodoru despre unul dintre aceste episoade. Tensiunea va fi dublată și de episoade neașteptate, care vor crea panică. În timp ce gazda îmi povestea ceva, am auzit împușcături afară. Așa ceva nu te face deloc să-ți dorești să dormi acolo, a povestit Doina Teodoru. S-au auzit focuri de armă în stradă. A fost scandal și cineva a tras în oameni în fața casei, a relatat și Cătălin Bordea în ediția de aseară America Express. Irina Fodor a dat startul căutării de comori. Concurenții trebuie să adune cât mai multe, Dorados. Totemuri de aur, echipa cu cea mai mare comoară având asigurată intrarea în finală. Jokerul, avantajul introdus în acest sezon, nu și-a pierdut însă din însemnătate. De aceea, întrecerea de aseară dintre echipa formată din Cătălin Bordea și Nelu Cortea și cea alcătuită din Andreea Bălan și Andreea Antonescu a fost una strânsă. Câștigătorii Bordea și Cortea au obținut amuleta de 1000 de euro și un joker cu un avantaj periculos. Pot opri pentru 10 minute o echipă întâlnită pe drum în ultima zi a acestei etape. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.